Bună din nou! Tocmai mi-a venit ideea de a vă vorbi din nou. Ce ar fi dacă aș face daily vloguri? Aș începe să fac daily vloguri deoarece mai sunt 2 zile și eu plec în țară. Tocmai am ieșit de la coafor, că am spus, na, nu pot să merg în țară să fiu de tot ciufu. Și da, mă gândeam să mă filmez în fiecare zi. Mă gândeam să încep chiar de acum să mă filmez, să mă pregătesc, să vă arăt cum mă pregătesc eu să merg în țară, deși deja mi-am trimis bagajele și tot, dar totuși să fiți cât de cât alături de mine și să pun daily vloguri, să vedem ce părere aveți și cum vă place vouă experiențele pe care le am eu și, mă rog, așa mai departe. O să vă iau cu mine și sper să vă placă. Mamă, sunt foarte obosită și mă doare capul. Am fost aseară la o petrecere. Trebuie să fac bagaje. De fapt, bagajele mele le-am trimis, cum am spus mai înainte. Trebuie să strâng toate lucrurile pe care le-am în apartament, deoarece când mă voi întoarce în Spania, nu mă voi întoarce la acest apartament, așa că trebuie să strâng tot și să mă mut. Am o zi la dispoziție să mă mut și să iau avionul și să plec în România. Este o nebunie, este o nebunie, iar eu stau aici întinsă pe canapea, în loc să-mi fac treburile, totuși mai trag puțin de timp. Sunt la aeroport și aștept să ne îmbarcăm. Încerc să prind niște Pokémon, dar mitul ăla că la aeroport sunt o grămadă de specimene rare nu e adevărat. Așa că stau și mă plictisesc, cheltui bateria telefonului pentru nimic. Aștept să treacă rândul pentru că e o coadă imensă și oricum intrăm în același avion. Și cam atât. O să mai filmez ceva când ajung, că aici nu am mare lucru ce să filmez. Sunt în avion, încă nu m-am așezat. Bine, am deja locul meu și tot, dar mai lipsește o persoană lângă mine și am zis hai să mă ridic. Sper să nu mă vadă ăștia, că m-am băgat aici și mă filmez aici vă fac și turul avionului. Până la urmă o să vă fac și turul avionului. Așa. Și cam atât. Aștept să decolez, că are zborul o întârziere de jumătate de oră, mai mult, o oră, pardon. Și ne vedem la Cluj. Am ajuns în sfârșit la aeroport în Cluj. Ultima oră am dormit pentru că am fost frântă, n-am mai putut. A întârziat vreo oră. Uite-l pe fratele meu. Bogdan. Partea cea mai tare e că a venit după mine mama și cu fratele meu și suntem aici toți. Ia. Așa, au venit după mine să mă ia la Cluj, acum mergem acasă. Nu cred că o să mai filmez astăzi pentru că sunt foarte, foarte obosită. O trebuie să-mi pun și pantaloni blugi pe mine pentru că veneam în pantaloni scurți, că în Spania e foarte cald și aici ai cancer. Nu-i cancer, dar e frig. Cam atât, ne vedem mâine. Măi, ce oră e, că nu m-am uitat la ceas. Suntem în Baia Mare, e 6:30 dimineața, mai avem încă până la Sighet, ne-am oprit să bem o cafea că suntem morți. Sunt aici cu fratele meu. Prezent. Așa, ne-am oprit în Baia Mare și o să-mi dau acum check-in pe Facebook. Și așa, o să bem o cafea și apoi revin. Bună dimineața, tocmai ce m-am trezit, mama mi-a făcut clătite cu dulceață de căpșuni, cu căpșuni întregi. Și încă nu m-am trezit bine, dar am și început să mănânc, că n-am mâncat clătite făcute de mama de mult. Și m-ați întrebat dacă să fac un fan meeting.
Nu am idee câte persoane mă urmăriți de la Sighet și împrejurim ca să fac un fan mitic, totuși am să mă gândesc și am să încerc să fac ca să nu fie că nu. Și ne vedem puțin mai târziu.